făcut și voi la podul ăsta. Bă, nu știu cât are podul ăsta de când e făcut. Deci noi are 10 ani, nu? Are mai mult de 10 ani. E făcut de ăla de japonez unde am pus noi, unde am pus bannerul. Nu e aici pe partea la Basala, dacă ai idee. Mă uit la podul ăsta și în afară că a vopsit pilonii aia, nu știu sigur cum e pe sus. Am trecut pe sus odată și n-am dat de găuri. Dar jos arată, partea de jos arată, nu știu, ruginit. Uite cum curge rugina după el acolo. Da, nu se vede de aici. Are momente în care are locuri unde așa de ruginit, cel puțin la burlanele acolo. Noaptea, dacă e foarte liniște, auzi cum îl mănâncă rugina. Ce glum, plac glumele mele. Auzi rugina cum mănâncă tabla aia, știi? Sălbatic de condus din București. Așa se întâmplă mereu, când ne-am obișnuit, plecăm. Și bine, doar București, oriunde. Pentru că am văzut că când am venit de la Telorman, pe drumul ăla, bă, drumul bun, n-am ce să comentez. Dar un stil de sinucigaș de a conduce, kamikaze de România. Deci nu știu, nu mai țin minte ce sat în care am trecut. Bă, erau, să zic, două stații de autobuz. S-a băgat unul să mă depășească și pe mine și pe ăla la tot în fața mea. Aveam unul de la cu lămâie în geam și mergea foarte încet. Și eu am zis, bă, dacă fac, o să fac la următoarea la stânga, n-am mai stat să-l depășesc. Și ăsta l-a depășit pe mine și pe ăla la limită, că venea unul din față și după aia ce crezi? El n-a făcut stânga acolo, l-a tras pe dreapta. Adică l-a depășit pe ăla ca la un metru să oprească după aia. Nu înțelegi ce spune aici? Nu cred că ai fost în fază. Deci s-a băgat într-o depășire periculoasă doar ca să se bage în fața lui ăla, doar ca să oprească peste, hai să zicem, 5 metri maxim. Am văzut cum a tras pe dreapta și zic, bă, las-o încolo, că una e să zici, stai după unul foarte mult, că și cu tată mă enervez, și stai după el, se depășește, când prinzi loc te bace, mai ai momente unde n-ai vizibilitate, ai o curbă, ai un deal și zici, m-am băgat la limită, m-am băgat că m-am cam riscat. Și acolo e prostie să te riști. Dar doar ca să te bagi în fața lui ăla și după aia să tragi pe dreapta, adică ce a vrut el să demonstreze acolo? Sau... E o chestie pe care nu pot să o înțeleg, nu știu de ce se comportă unii oameni așa, nu înțeleg. Duc, nu vreau să stau să scot toate punctele astea în evidență, știi, dar bă, totuși, ăla care venea din față, știi, că s-a băgat la limită așa, dacă ăla era ambițios ca el și nu-l lăsa să bage? Ce accident. A? Pentru ce? Pentru... Parcă zici că ăștia nevastă să... Asta așa a rămas de când a încercat Ceaușescu să o fac. Da, mă, nu se mai face nimic. Nimic nu s-a mai făcut și nici nu s-a mai fac construcție ca asta. Trebuie să facem undeva dreapta. Da, asta e. Vasily Pavel. Parvan. Pârvan. Pârvan. Și o chestie care, nu știu dacă am mai spus-o până acum, legat de trafic. Bă, dacă ești nesimțit în trafic, nu te claxonează nimeni. Nu se bagă nimeni. Dacă ești un pic mai, nu știu, mergi un pic mai în limita legii, mergi un pic mai ușor așa, te împinge de la spate, nu neapărat că te claxonează. Asta e parcare? Ești pe mijlocul străzii? Nu, e un fel de refugiu, dar dacă nu există nicio regulă, opus. N-au avut de să pună indicator să... Bă, nu poți nici să-i învinovățești, pentru că oamenii săraci n-au unde să... Nu sunt parcări în București. Dar... În afară de parcările de la mall-uri, nu găsești nimic. În Anglia ai pe marginea drumului, bine, majoritatea știți deja, ai o linie peste tot, deci oriunde și la țară, dacă te duci, ai o linie galbenă care te lasă să oprești pentru o perioadă limitată și a doua linie galbenă n-ai voie să oprești deloc. Orice colț de intersecție, chiar și la mine pe stradă, unde nu era necesar, că nu e pericol acolo, nu e așa, au pus până la urmă. Deci orice colțișor nu are voie să stea mașina. Și e normal că aici vezi, dacă nu ai vizibilitate, poți să faci accident.
Asta una la mână. Și doi la mână. Bă, am vrut să vă mai zic ceva, mi-am adus aminte acum. Că... Hai că trebuie să mă bag pe stânga aici. Mergeam pe drumul ăsta de la țară spre București și un drum foarte bun. Cred că dacă am puțină filmare o să pun să vedeți cam cât de drept. Asta e problema la noi în Anglia. Noi nu prea avem drumuri drepte în Anglia. Și dacă n-ai, faci tot timpul curbe sau dealuri și așa, nu prea poți să depășești, nu prea poți să dai viteză pentru că nu e drumul drept. Aici, din cauza că e drumul drept, prinzi viteză foarte mare. Și la cea mai mică curbă, dacă vii cu viteză foarte mare și nu reduci, poți să faci accident. Și ce crezi? Exact despre ce vorbesc eu acum, chiar mă gândeam, zic, în momentul ăla când conduceam, zic, ia uite ce drum ce dai să ducă, știi? Și pe aia vine o curbă, nu avea indicator că e curbă periculoasă, dar am redus viteza și ce crezi? Cruce acolo în curba aia. Și imediat îți dai seama, imediat realizezi. De ce sunt atât de mult accident? Da, deci omul nu poate să se abțină, zice că, bă, să-i dau tare, să mă fixă. Și nu era o, și nici drumul nu ajută. Și nu era o, cum să spun, nu era o curbă exagerată sau să zici unde n-aveai vizibilitate sau copaci, nu, pur și simplu era un drum care mergea drept și de la un moment dat avea o curbă așa la vreo 15 grade, nu era 45 de grade, știi? Și erau stâlpi ăștia pe marginea drumului, doi stâlpi rupți, un pic mai în față, 50 metri mai în față. Ca să dai seama ce s-a întâmplat acolo. Și cam pe unde vezi chestii de genul ăsta, imediat apare și o cruce. Deci nu știu de ce. Da, pentru că ține cont, are drum drept, bagă piciorul în ea, dă-i și de multe ori nu mai are timp să calce frâna. Da, dar totuși. Și chiar dacă calcă frâna, tot se duce. Și totuși, de ce să te... N-a știu că vine curbă. De ce să trăiești așa viața asta de parcă mai trăiești 100 de vieți? De parcă ești într-un joc pe calculator unde mai poți să bagi fise, știi? Poți să dar mai... așa trăim toți, nu doar dar în condus. Nu trăiesc așa, nu știu, eu nu mă bag la... Poate stau după o băbuță de-aia, stau și 10 mile. Dacă nu mă simt eu bazat să mă bag. Bă, dacă n-am vizibilitate, nu știu, nu e viteza. Nu, mă refer că așa trăim toți în cam 80% din aspectele vieții noastre. Și la mâncare, și la sănătate, și la ce vrei. Avem impresia că parcă mai avem încă 10 vieți după asta. Da. Nu știu, dar cred că din cauza România, în general, se întâmplă chestia asta mai des. Din cauza că nu prea ai cu ce să ieși în față, că omul vrea să iasă în față cu ceva, vrea să arate ceva, să se laude cu ceva. Din cauza că nu prea ai cu ce, ai prins, e treaba asta cu viteza, știi, că atunci când ești la volan, ai o putere, știi? E o putere care o ai, că tu poți să faci ceva, să mergi cu viteză, să depășești, să... Și de dragul de a ieși cu ceva în față, știi, să fii tu mai șmecher decât altul, o faci acolo. Mie mai mi-a atras cineva atenția, domne, că mergi prea încet. Băi, cele mai multe accidente se întâmplă datorită vitezei, în primul rând. Mai bine să râdă cineva de mine să zică că merg prea încet decât să ajung cum a ajuns la stâlp, nu? Da. Dar nu știu de ce lumea nu pune chestia asta la socoteală. De ce nu... Acum trecem de chiul Dâmboviței și facem la stânga. Da. Mergem la cabinet. Da. La dentist. Este o mare stres, vă spun, nu știu cine e șofer, știe ce vorbesc. Nu vorbesc de rău, dar România, din câte am înțeles și eu din statistici, este prima la accidente cu victimă în Europa. Prima suntem. Deci cele mai multe accidente cu victimă. De ce se întâmplă? Datorită vitezei. Nu avem nici șosele ca să zici că... Mamă, ăsta e de stânga. N-avem nici parcări, eu înțeleg stresul cu oamenii datorită stresului, că se satură, bă, dar stau în trafic, stau în parc, n-am unde să parchez. Și la un moment dat se enervează și la nervi gândești cum gândești, știi? Dar să spui viața în pericol, nu știu, eu m-aș muta la țară dacă nu rezist, sau dacă e șofer, mi-aș schimba locul de muncă, aș pleca în țară și face orice ca să nu trăiesc în stresul ăla. Eu de-aia am plecat, nu știu de ce ați plecat, voi care ați plecat, dar... Asta e unul dintre ele, stresul. Stresul activează bolile în corp. Și aici o să facem stânga. Da. Și vă spun că de fiecare dată când vin în România, am o adrenalină în sânge de parcă, nu știu, cum o fi să te arunci cu parașuta, dar cred că cam așa e.
știi? La orice paste să te uiți stânga, să nu se arunce unul pe trecere, că se cam aruncă. Care de unde vine și cum de se bagă. Casa poporului. Măcar avem Casa Poporului, nu? Mm-hmm. Suntem sărași, dar măcar avem Casa Poporului. Uite o autorulătă pe pod acolo. O vezi? Mm-hmm. Au început, am înțeles că și România să... Este, este. Să apară, da? Ce ne facem cu ăștia care râd de oamenii care își cumpără rulote? Ce ne facem cu oamenii? O să se schimbe mentalitatea lor sau tot așa? O să vadă o rulotă și să zică, uite, săraci e. Nu? Mă țin minte că făceam vloguri cu din rulotă și zicea lumea că... Ăsta trăiește în rulotă. Și dacă aș fi stat într-o, dacă aș fi locuit într-o rulotă, nu văd care ar fi fost problema, dar vezi tu, asta e mentalitatea. Poate reușim să schimbăm cu ceva, dacă tot venim în țară, mai facem un vlog, mai facem o... Nu? Ce-am observat... Ce-ai observat? Pentru că e singurul loc unde am fost, dar presupun că și în alte cabinete medicale private, la care te duci, de exemplu, să-ți faci un RMN, să-ți faci o electrocardiogramă, toate contracost, din cauza că eu am fost doar la stomatolog, la dentist, din cauza că acei doctori, pentru că le-am citit certificatele și tot ce aveau puse pe pereți. Ce zici, nu, certificatele lor și ce școală au absolvit și așa, majoritatea își fac pregătirile în străinătate. Da? Și automat... Da, o mare parte din pregătire este în străinătate. Se duc la convenții în străinătate, se duc la tot felul de chestii în străinătate. Și automat când intri într-o clinică de aia, atmosfera e de străinătate. Deci mentalitatea e, un pic este schimbată și în primul rând în rândul tinerilor, pentru că tinerii pleacă din străinătate. Mai pleacă în concedii, sunt mulți, pleacă la cumpărături. Deci sunt mulți și să știi că prin populația tânără, da, se simte influența străinătății. Se vede cum se comportă cu tine, da, cum vorbesc cu tine. Când intri la dentist sau în aeroport, nu zici că ești în România. Deci, da. Este o schimbare. Și cel mai mult îmi pare rău și mă oftic și mă enervez și n-am cum să nu spun chestia asta. Bă, la câți bani intră, acum hai să fim sinceri, intră foarte mulți bani din diaspora. Bă, n-am putut să facă și mă autostradă de la Arad până în București ca să încă poate nu. Să vină fraierii care cheltuie banii în România, care fraierii, mă refer, cei care să chinuie să strângă niște bani. Păi da, și noi suntem fraierii, care eu n-am mai venit cu mașina din cauza asta. Păi treci toate străzile la autostradă, adică toate țările prin care treci din Anglia spre România, toate țările s-au gândit, bă, hai să facem o autostradă, să vadă, ai trecut până Austria, ai trecut până Ungaria, ai trecut până aia. Când intri în România, zici, wow, ia uite ce autostradă, avem autostradă nouă, la Arad acolo. Și după aia intri, după aia încep serpentinele, te scoate după autostradă. Deci, bă, dacă tot ai fraier care să aducă bani în țară, de ce nu lăsai? Pentru că nu s-a gândit nimeni autostradă, în măcar conducere să facă lucrul ăsta, bă, hai să terminăm. Tu ai filmat la judecătorii aici, mi-am adus aminte, când m-au ars avocații și judecătorii cu poliția atunci. Da. A venit în Japonia, chitit, zic, mă întorc în România, a venit Iohannis, face treabă. Și după 4 luni de zile ne-am împrumutat să plecăm din România. Am cheltuit toți banii cu care a venit în Japonia, deci toate datoriile mi-aduc aminte, da, când trec pe aici, pe la judecătoria asta. Asta zic, bă, dar să știe că se fură, toată lumea știe că se fură și nimeni nu mai comentează, dar totuși ai o combinație, bă, și unul care are o combinație, știi, unul care fură, se gândește, bă, ăia vin, hai să le fac o autostradă ca să vină mai mulți, să vină mai des, să vină, poate vin și investitori, poate mai apare o fabrică și după aia să avem de unde să furăm în continuare. Ei nu se gândesc la chestia asta, știi? Ei fură tot ce prinde, tot ce pune mâna. Da. Hai să încheiem vlogul aici, că nu e... Deja am vorbit prea mult. Hai. Nu vreau să aduc stări negative. Nu, dar nu, chiar suntem ok, suntem bine. Sunt și plusuri multe, dar minusurile tot acolo rămân și nu credem că o să se ducă niciodată. S-a schimbat ceva, dar e mai mult de fațadă, așa, nu știu cum să spun. Flori, niște floricele puse acolo, claxoane. Văd foarte mulți de ăștia cu food delivery, cu delivery. Vine ceva, dar nu știu de unde vine. Nu știu de unde vine.
poliție, o ambulanță, aia. Nu știu. E prinsă poliția în... E frumos aici la Unirii. Hai să închidem după ce... Să mai filmăm puțin pe la Unirii. Mm-hmm. Și închidem globul după aia. Au dat drumul la... Au dat drumul la casă, la asta, tata. La piața Unirii. Uite poliția. Vine din spate. Păi ăștia se chinuie, o să trec. E dubă, e, cred că e de pușcărie, de ăștia arestați. Erau prinși în trafic. Au dat drumul la fântâni. Să le prind după partea asta. Știi povestea? Sunt departe. Știi povestea cu fântânile sau nu știi? Știi, parcă mi-ai zis ceva odată. Mamă, ce frumos e. Dar nu pot să le filmez după partea asta. Povestea cu fântânile este că ăia care au construit Casa Poporului aveau niște robineți sau cum să le spun acolo, din aramă sau nu știu ce material scump. Și că au venit să renoveze, au spart tot, au scos toate alea scumpe să le vândă la fier vechi și au pus de-astea, de Ikea, care o să țină... Mai taci GPS-ule, mai taci! Păi stai că nu știu, ce facem stânga acum? Da, ca să o luăm așa pe marginea ăla, nu știu, e complicat, e... Da. Asta. Vedem un următorul vlog, poate facem un pic mai... Mai vesel. Da.